Nu, că ziceai de apifar. Tratamente ai făcut anul ăsta sau i-ai ignorat complet? Mă, schema noastră e simplă pentru mine. Adică, din luna aprilie la noi, început de aprilie, e mai cald la noi ca și în România, ca să se înțeleagă. Eu încep cu OxyStrip, cu benzele de OxyStrip, am mai spus-o, și fiecare strop ce îl deschid primește OxyStrip în funcție de mărimea lui. Dacă e roi, primește una. Dacă e roi mai mare sau strop mai mare, în funcție de mărimea lui. Eu pun o bandă la 3 rame de albine. Aproximativ. Nu e foarte bătut în cuie. Știi? Dacă am 4 rame pline, îi bag două. Că știu că nu mai vin la el. Nu mă poate păstra o lună și el o să crească mare. Și atunci îi dau două benzi. Crezi că OxyStrip-ul, care este unul dintre, dacă țin eu bine minte, este unul dintre tratamentele bio, nu? Acidoxalic e acceptat în bio, știi? Da. Oi. Crezi Acum, că... glicerina cu ce e amestecată, că e bio, că nu sunt discuții și acolo, dar. Da. Crezi că condițiile de mediu influențează, practic, eficiența tratamentului? Crezi că este o diferență între OxyStrip-ul administrat într-o zonă cu temperatură constantă și o anumită umiditate cum este la voi și OxyStrip-ul administrat în România, unde există variații destul de mari de temperatură? Acum eu zic cazul meu concret. La noi în aprilie, când îl folosesc prima dată, sunt nopți reci, sunt mai plouă. Deci clima nu e foarte caldă, știi? Dar pe timpul verii, nu, poate din luna mai nu mai plouat până prin sfârșit de august, septembrie, ceva de genul. Deci a fost aer uscat, călduri mari. A funcționat bine, a funcționat foarte bine, sunt mulțumit de el. În schimb, perioada toamnă-iarnă, mai ales la coloniile posibil afectate mai tare de varroa, posibil mai slabe la sistemul imunitar, încă nu știu exact, acolo am avut probleme, de-aia nu l-am recomandat la nimeni să-l pună pe timpul iernii. În schimb, am o stupină care, no, după ce pățesc ceva, zici, nu mai fac, nu mai fac. Și după ce trece un an, doi, trei, hai mă să mai încerc o dată. Și am o stupină, inclusiv. La mine acasă e diferit. Că la mine acasă îs tratați cu OxyStrip și acum nu au niciun tratament. No, acolo am OxyStrip și o să las pe timpul iernii. Vreau să văd, iarăși, să mai îmi confirm o dată sau nu. No, cum suntem noi, ferma noastră îți permit să faci anumite teste cu riscul să pierzi câțiva stupi, 10, 20. Nu e, e o pierdere totuși mare și în bani și în un eventual cules sau un eventual venit după stupia, dar cumva trebuie să avansezi în cunoștințe. Și atunci câteodată trebuie să o faci pe pielea ta, știi? Și, na, fermele mari tot timpul își permit un mic procent de, în cazul nostru să zic, stup cobai. Hai să vedem ce se întâmplă dacă. Uite, chiar vis-a-vis de chestia asta, știi că discutam zilele trecute și mi-ai spus o idee foarte interesantă pe care, bine, eu nu o mai auzisem personal. Stupii afectați de varoa în anii cu varoa mai multă se vor recupera mai greu. Da. Eu asta am văzut-o pe pielea mea și mi-a mai spus cineva, tot așa în discuții, o colonie afectată de varoa, foarte tare, care și dacă te scapi tu de varoa, îți rămâne o încărcătură de virus foarte importantă. Și ar fi undeva în jur de 3 ani, 2 ani, 3 ani, până să revii la normal. Ce O înseamnă colonie. practic? Care e diferența între stupul înainte să treacă prin perioada
de varoa și perioada aceasta de tranzit ca ea să revină la normal. Adică care sunt practic efectele vizibile pe care le poți sesiza efectiv? Un stop normal, îl vezi, când îl deschizi, un stop normal nu se depopulează. Bine, nu vreau să spun că el în vârful sezonului, dacă are 20 de rame, trebuie să intre în iarnă cu 20 de rame. Dar nici cu 3 e o diferență foarte mare. Știi? Deci dacă el în sezon e capabil de 20 de rame de albină, el trebuie să ierneze pe 8 rame, pe 9 rame de albină. Mai strânsă, mai... Noi nu strângem gemă pătrată, dar noi avem stup care sunt perfect sănătoși, care au cules anul ăsta cât o dat natura, mai mult sau mai puțin, care iernează pe, nu știu, pe 8 rame, pe 9 rame, pe 10 rame de albină. De ce? Și de ce alții sunt mai mici? Știi? No, și cum ziceam despre încărcătura asta de virus, te scapi de varroa, dar de virus nu te scapi așa ușor. Pentru că ea rămân. Pe albină, pe ramă, pe miere, pe Ceară. ceară, pe polen, pe fel și fel. Practic, în cazul unui stup afectat de varroa mai puternic, schimbarea reginei ajută? Ajută, ajută, dar nu te aștepta că ai schimbat regina și ăla pornește ca și unul nou. Că nu o să pornească ca și unul nou. Pentru că acolo albinele le-a încă s-a afectate. Vizibil, deci se pot vede cu ochiul liber dacă ai virusul aripilor deformate, ale deja foarte grav dacă ajungi până acolo. Și sunt mulți virus care nu se văd la ochiul liber. Nu îi detectezi. Eu am văzut la noi. Deci, anul ăsta. Noi am avut acum câțiva ani o perioadă, adică un an, când am avut un pasaj de virus. Adică stupii erau nici faini, nici urâți, nici nu dădeau înainte, stagnau, erau așa neapuietul, mai împrăștiat. Și atunci am intervenit. Atunci ce am găsit? Atunci am găsit antivarnosemul, care e un fel de protofil. Cred că îl cunoașteți mai bine ca mine. Le-am dat la tăstupii, doză dublă. Am înlocuit regine, deci la stupii ăia. Că bine, la noi când se întâmplă ceva, îți imaginezi sute de stupi cu probleme, știi? Care nu dau înainte, care stagnează. Anul viitor, deci după tratamentele astea, schimb de regină așa, au fost mult mai puțini așa. Dar atât am mai avut. Și în al treilea an deja mai găseam câte unul pe aici pe acolo, dar tot așa i-am ținut strict. În aceeași perioadă eu am găsit oxistripul și am început să le bag oxistrip, să nu se mai infesteze și am fost foarte mulțumiți. Și acum, deja de cam de vreo 3 ani încoace, de când avem oxistripul, mă, nu mai avem probleme. Stupii arată bine, puiet așa, împușcat, mai găsesc foarte rar la câte unul care încerc să le elimin, deci nu-i păstrez, nu încerc să-i repar. Atunci i-am reparat cu fosute, știi, și am zis, mă, trebuie să facem ceva. Dar dacă reușești să menții nivelul de infestare jos și foarte jos, ai stupi sănătoși care nu se depopulează sau se depopulează foarte puțin. Crezi că este un avantaj pentru noi în România că avem această perioadă de inactivitate cu perioade reci, care în cel puțin în cultura noastră știm că și așa învățăm și de la părinți și așa spun și doctorii că în această perioadă rece, cum este cazul acum, virusii mor sau virusurile. Nu știu despre virus. E bine frigul pentru albine pentru că ai o pauză de puiet. Corect. Ai o pauză de puiet și atunci, în momentul ăla, în teorie, tu ai putea să prinzi majoritatea din varroa, că nu o să-i prinzi pe toți niciodată. Și atunci tu cumva pornești din ianuarie, februarie, cumva pe 0, ceva. Nu pornești pe 0 niciodată. Și atunci e foarte bine frigul ăsta, pentru pauza de puiet.
Adică mai avem și noi în Franța. Au fost și minus 6 și 0 grade și pentru o perioadă scurtă, de câteva zile, nu ca și aici așa mult, știi? Și virus și tot i-am avut pe sezonul următor. Mai puțin pentru că am tratat, am schimbat regine, am schimbat genetica, am schimbat, multe am schimbat. Am înțeles. Dar eu spun la oricine și spun și ție, când faci un test de varroa sau un tratament și vezi că pică mulți, să nu te bucuri, să te întristezi. Pentru că rău deja s-a petrecut. Varroa ăla care a picat pe fundul tubului, ăla înainte a înțepat o albină sau două. Deci el deja rău a făcut. Și de aia ai depopulări. Pentru că știm, orice tratament afectează regina, afectează albinele, albinele care sunt țăpate. Adică ele au o rană undeva deschisă. Poate cu ochiul liber nu se vede, dar tratamentul pe acolo pătrunde și ăla e o travă, e insecticid. Și paf, pică și albina. Eu când tratez, mă aștept să pice puțin varroa. Adică nu din cauza tratamentului care nu-i eficient, din cauza că nu are voie să fie foarte mult. Când e mult, pică mult, că tratamentul își face efectul. Dar rău deja s-a produs înainte. Aia bai. Și eu recomand la fiecare apicultor, testați albina, alcool, zahăr praf, CO2, nu contează. Nu contează. Fiecare cum vrea. S-o testeze înainte de tratament și după. Vezi, înainte de tratament, vezi nivelul de infestare. Mă, am sau nu am? În funcție de asta poți să iei și decizie. Tratez puternic, intru în forță pe ei cu o substanță puternică. Sau am puțin și poate le pun un oxistrip care nu afectează așa tare, e cel mai friendly. Și ar fi suficient, știi? Deci e foarte bună treaba asta cu testatul. Uite, anul acesta m-am concentrat pe am găsit niște locuri de pastoral unde practic erau apicultori, dar erau apicultori locali. Găseai câte un apicultor aici, la 3 km da, un alt apicultor. Nu cu mulți stupi. Și nu cu foarte mulți stupi. Și am încercat să mă concentrez pe niște zone mai izolate. Dar chiar astăzi am avut o discuție cu cineva care îmi spunea că a trecut printr-o perioadă de depopulări foarte mare. A ajuns cu stupii, practic, na, două rame, trei rame, o ramă și așa mai departe. De la 20 de rame, dar a făcut pastoral în niște zone aglomerate. Descrierea pe care am primit-o de la acest apicultor a fost că probabil acolo erau, nu știu, 10.000 de stupi.